Darurile au fost semnate personal de către reprezentantul guvernului în teritoriu. Au fost pregătite plăsuțe cu dulciuri pentru fiecare copil din centru maternal, dar și pentru mămici. Ne-am gândit și noi la voi să venim să vă aducem niște cadouri de Sfintele Sărbători și să aveți și voi ce pune pe masă, așa cum are toată lumea. Și dacă sunt chiar ce v-ați fi dorit voi, poate nici noi, nici chiar ce ne-am fi dorit noi, dar de la sponsorii noștri am primit ce au avut dânșii și noi, cu dragă inimă, din dar, v-am făcut și noi dar. Chiar dacă au pregătit un meniu deosebit de sărbători și un program festiv, darurile primite sunt binevenite pentru cei cu care viața nu a fost prea darnică. Pentru că v-ați gândit să veniți unitatea noastră, că v-ați gândit să aduceți cadouri în această lună a cadourilor, să aduceți cadouri pentru copiii care sunt nevoiași, copiii care se confruntă cu dificultăți materiale și financiare și care simt nevoia să fie cineva alături de noi. Mă bucur că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc din suflet și copiii mei sunt foarte bucuroși când au auzit că dumneavoastră în persoană, ca prefect al județului, veniți în unitatea noastră, s-au bucurat și vor primi cu drag cadourile dumneavoastră. În semn de mulțumire, cei mici au cântat colinde și au spus poezii pentru cei de la care au primit cadourile. Am plecat să colindăm, domn, domn, să-n...